scoate în evidență acele cuvinte, se numesc adverbs of frequency, adică adverbe de timp care arată frecvența care are loc fiecare activitate pe care o desfășurăm. Adverbs of frequency, și acestea sunt, în limba engleză, bineînțeles, always, sometimes, often, seldom, rarely, never, ever. They show us how often or how frequently something happens. Astfel că aceste cuvinte care arată frecvența unor activități pe care le desfășurăm, ne arată de câte ori și cât de des se întâmplă o anumită activitate. Care sunt acestea? Always, întotdeauna, sometimes, câteodată, often, deseori, seldom, care este sinonim cu rarely, rare ori, never, niciodată, deci frecvența lui never este 0%, ever, vreodată, vreodată, never, ever. Mergem mai departe spunând un lucru foarte important, că atunci când folosim prezentul simplu, aceste cuvinte, always, sometimes, often, seldom, rarely, never and ever, vin întotdeauna, se află întotdeauna după verbul to be, dar întotdeauna în fața altor verbe. De exemplu, vom spune, in winter, the weather is usually very cold. In winter, the weather is usually very cold. Iarna, vremea este de obicei foarte rece. Observați că acest cuvânt care arată frecvența, usually, de obicei, apare după verbul to be. Da? Este o excepție de la regula despre care vorbeam la început, că ar trebui după subiect imediat să punem aceste adverbe de frecvență. Observați diferența între celelalte exemple. Mary often works long hours. Mary often works long hours. Mary de obicei, deseori, lucrează până târziu. Works long hours. E clar că long hours este o expresie, nu veți spune ore lungi, pentru că n-are niciun sens această expresie în limba română. Veți spune lucrează multe ore, da? Long hours. Nu veți spune many hours, long hours. They are never late for school. They are never late for school. Ei nu întârzie niciodată la școală. Ce observăm? Verbul to be apare imediat după subiect și după aceea adverbul de frecvență, cum este și în exemplu de mai sus. Ca să tragem o concluzie, vom spune că adverbele de frecvență le folosim după verbul to be, la prezentul simplu, da? Și dacă nu avem verbul to be, le folosim imediat după subiect. Mergem mai departe. Observați cum le-am așezat ca să vă vină mai ușor să înțelegeți care este legătura între aceste adverbe și care este topica lor, ordinea lor într-o propoziție. De asemenea și frecvența cu care se întâmplă anumite activități. Always înseamnă o frecvență de 100%, întotdeauna. Usually, de obicei, 80%. Often este deseori, 70%. Sometimes este câteodată, 50%. Rarely, rare ori, 20%. Și never este 0%, da? În față, veți observa, sunt pronumele personale, bineînțeles putem folosi și nume de persoane, I, you, we, dar putem folosi și pronume și substantive comune, da? Sau proprii. După care urmează verbele, da? Veți observa că vom putea spune I always go to school by bus.
Or you usually meet your friends in the morning. We sometimes go to school by school bus. Or we never go to school on foot. Niciodată nu mergem la școală pe jos, on foot. Observați, când ne referim la mijloacele de transport, vom folosi by. By plane, by bike, by car, by bus. Un singur lucru îl vom folosi cu on atunci când ne referim la a merge pe jos. We sometimes go to school on foot. We sometimes go to school on foot. De asemenea, am scris ce înseamnă fiecare adverb de frecvență pentru a vă veni în ajutor. Always, întotdeauna. Usually, de obicei. Often, deseori. Sometimes, câteodată. Rarely or seldom, rareori. Never, niciodată. Ever, vreodată. În această activitate mi-am propus să vă dau posibilitatea, ocazia, oportunitatea să urmăriți și să repetați acele cuvinte care au legătură cu treburile casnice, deoarece este foarte important nu numai să-ți fie explicate anumite noțiuni, dar să și lucrezi tu singur și să asculți ceea ce, ce observi, ce vezi în fața ochilor. Astfel că vă voi da posibilitatea să urmăriți video și să repetați cuvintele pe care despre care am discutat la începutul cursului nostru. Good luck! Cred că v-a plăcut foarte mult acest video și ați reușit să răspundeți și la întrebări, pentru că aveați o întrebare care avea legătură cu ceea ce vedeați în imagine și spunea which is correct, which one is correct, adică care este corect dintre cele trei, A, B, C, what do they do every day, sunt la prezentul simplu după cum vedeți. I read a book, citesc o carte, I watch TV or I go to TV. Da, era destul de simplu să înțelegeți că se uită la televizor. I watch TV. I watch TV. Mă uit la televizor. Mergem mai departe. Este o explicație mult mai pe larg a acestor cuvinte care arată frecvența activităților pe care le desfășurăm în fiecare zi și m-am referit în mod special la rules, adică la reguli, și am scris, după cum ați observat, care este ordinea corectă a cuvintelor într-o propoziție folosind aceste adverbe de frecvență. De exemplu, vom folosi always plus subject plus main verb. Always I get up early. Nu este corect în niciun caz. Vom folosi I always get up early. Eu întotdeauna mă trezesc de vreme. Da? Deci ordinea este subiect, verb, subiect, adverb și verb, cum v-am arătat. Veți putea observa singuri și veți putea urmări care sunt exemplele referitoare la aceste adverbe de frecvență și cum le folosim. De exemplu, always. I always brush my teeth at night. I always brush my teeth at night. Întotdeauna mă spăl pe dinți seara. Subiect. I always, întotdeauna, brush my teeth or brush, pur și simplu, verb, da? Care se referă la activitatea pe care o facem fiecare seară. Usually, I usually walk to work. I usually walk to work. De obicei, merg pe jos până la servici.
I usually walk to work. Normally or generally, le folosim și pe acestea. I normally get good marks. I normally get good marks. În mod normal, în general, iau note bune. Azi n-am prea luat, da? I normally get good marks. Often or frequently, în mod frecvent sau deseori, I often read in bed at night. I often read in bed at night. Or I frequently read in bed at night. În mod frecvent sau deseori, îmi place să stau în pat și să citesc seara. Da? De obicei, deseori, citesc în pat seara, înainte de a mă culca. Sometimes, cu un procent de 50%, deci aceasta este frecvența cu care fac lucrul respectiv. Câteodată. Nu în mod normal, nu în mod general, nu întotdeauna. Nu de obicei. I sometimes sing in the shower. I sometimes sing in the shower. Câteodată îmi place, câteodată când fac duș. I sometimes sing in the shower. I sometimes sing in the shower. Occasionally. Câteodată, ocazional, I occasionally go to bed late. I occasionally go to bed late. Câteodată, ocazional, mă duc târziu la culcare. I seldom add salt to my food. Rare ori adaug sare în mâncare. I seldom add salt to my food. Rare ori îmi pun sare în mâncare pentru că, după cum știm, face rău arterelor, da? Se depune. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. Deci foarte rar. Rarely. Cam deloc. Foarte rău, foarte greu, mă scuzați, foarte greu mă enervez. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. And never, vegetarians never eat meat. Vegetarians never eat meat. Vegetarianii niciodată nu mănâncă carne. Vegetarians never eat meat. Mai jos vă explică care este ordinea, așa cum v-am spus înainte, care este ordinea cuvintelor într-o propoziție. Subiect: Daniel, adverb, always, întotdeauna, passes, main verb, his exams. Daniel întotdeauna promovează cu succes examenele. Da? Daniel always passes his exams. Ce se întâmplă dacă avem verbul to be? În acel caz, va trebui să folosim adverbul de frecvență always după verbul to be și vom spune he is always happy. He is always happy. El este întotdeauna fericit. Ce se întâmplă dacă dorim să folosim și un alt timp verbal? Vom vorbi mai târziu despre acesta în următorul curs pentru nivelul B1, unde vom folosi prezentul perfect și putem spune Susan has always lived in New York. Susan has always lived in New York. Veți observa că always este folosit după verbul have, între cele două verbe, de asemenea, verbul auxiliar și verbul principal, noțional. Susan has always lived in New York. Adică Susan trăiește dintotdeauna în New York. O acțiune care a început în trecut și se continuă în prezent și este posibil să se continue până în viitor. Mergem mai departe. În această activitate, o activitate de speaking, da, de vorbire mai mult, de conversație, ce trebuie să faceți voi în cazul de față? Să îi spuneți partenerului, celui cu care urmăriți acest curs, sau chiar cu colegul de bancă sau cu un prieten, o prietenă, să-i spuneți 5 lucruri despre ziua voastră, despre ceea ce faceți voi în fiecare zi, folosind, bineînțeles, expresiile de la exercițiul 4. Ia să vedem care sunt acele expresii. Sunt cele din urmă, le veți observa acestea: clean the windows, cook the lunch,
dinner, do the shopping. Da? Acesta este exercițiul 4 la care mă refer. Va trebui aceste definiții să le folosiți în conversația pe care o veți avea cu partenerul vostru. Da? Folosim și adverbele de frecvență. Acum știm cum să le folosim. Subiect, adverb de frecvență și verbul care arată acțiunea. Da? V-am pus, bineînțeles, v-am prezentat ca să vă vină mult mai ușor. V-am dat 3 exemple. I get up at 6 o'clock, ca să știți cum să începeți o conversație. Da? I get up at 6 o'clock. I always have a shower in the morning. I always have a shower in the morning. Întotdeauna fac un duș dimineața. Și în continuare, dacă doriți să le luați în mod cronologic, ce faceți de la o oră la alta, până ajungeți, până plecați de acasă, I have toast and milk for breakfast, and so on. Și așa mai departe. Puteți să spuneți mult mai multe lucruri pe care le faceți, activități pe care le faceți, poate în întreaga zi, da? Până vă întoarceți de la școală sau de la serviciu. Mergem mai departe. Această activitate, da, de speaking, veți putea să o faceți, v-am spus, cu cel care urmăriți cursul sau chiar cu un prieten. Vă puteți lua notițe din exercițiul 4 și după aceea le puteți pune în aplicare conversând cu prietenul sau prietena voastră. Acestea sunt expresiile pe care le folosim, sunt o expresie folositoare, ca să zicem așa, și au legătură cu treburile casnice. Când vrem să ne referim la anumite activități, sintagmele sau expresiile uzuale folosite în limba engleză au în interiorul lor verbul have, care știm că înseamnă a avea, have, dar în cazul de față veți observa că are un cu tot alt sens, și verbul do, care înseamnă a face, da? A întreprinde ceva, a face. Și de asemenea are un alt sens în situația de față. Have a shower or a bath. Have a shower or a bath nu înseamnă a avea un duș sau o baie, da? Înseamnă a face un duș sau o baie. Have a shower or have a bath. Nu e cu sensul de posesie aici, ci cu sensul de a întreprinde o acțiune, o activitate, de a face o activitate. Have lunch. Have lunch or have dinner or have supper înseamnă to eat lunch, to eat dinner, to eat supper. Aici e cu sensul de a consuma, de a mânca, da? Nu de a avea prânz, ci de a mânca, de a consuma prânzul, da? To have lunch, to have dinner, to have supper. Care este sensul de a have a party? You know, I'm having a party next week. Știi, eu am să dau o petrecere săptămâna viitoare. Nu e cu sensul de a avea o petrecere, ci a da o petrecere, a pune la cale, to organize a party, a organiza o petrecere. To have a party. To have a party. I'm having a party next week. I'm having a party next week. Da o petrecere săptămâna viitoare. Mi-am propus, am planificat și acest lucru se va întâmpla fără doar și poate. Have a great time. Have a great time. No matter what you do, have a great time. Orice faci, să petreci bine. Have a great time. E cu sensul de a petrece. To spend quality time. Have a great time. Adică de a petrece timp de calitate. Observați că aici have, după cum v-am spus la început, are sensul de a întreprinde, de a face o acțiune, o activitate. Nu are sensul de a aparține cuiva ceva, de a avea ceva în mod special. Do aici are sensul de intră în componența acestor sintagme, do the laundry, do the laundry, și înseamnă a spăla rufele, adică wash the laundry, da, wash the clothes.
in the washing machine, a spăla rufele la mașina de spălat, în mașina de spălat. Do the vacuuming înseamnă vacuum the carpets or vacuum the floors, înseamnă a da cu aspiratorul, cum spunem, da a aspira covoarele, do the vacuuming, do the ironing or iron the clothes or do the ironing, la fel este cu sensul de acțiune pe care o întreprinzi, adică a călca rufele, do the ironing, and the last one, do the shopping, a face cumpărăturile, do the shopping. Bine, sunt mult mai multe, dar am considerat că acestea sunt uzuale pentru nivelul A2. După cum observați, am mai găsit și altele și le-am adăugat și pe acestea. Bineînțeles, puteți găsi foarte multe pe internet. Puteți căuta dacă auziți în anumite filme englezești, americane, anumite expresii și nu știți exact ce înseamnă, le puteți căuta. Am extras câteva dintre expresiile pe care le vedeți în partea stângă, cum ar fi do sport or do sports, a practica sau a face sport, do well, a face bine, a merge bine, are you doing well, ești ok, îți merge bine, că am auzit că în ultima vreme n-ai fost așa bine, are you doing well now, te simți bine acum, do the ironing despre care vorbeam, a călca rufe, do the cleaning, a face curățenie, do badly, a avea rezultate proaste. I'm not doing well, I'm doing badly with my grades. Do badly, a avea rezultate negative. Do business, a face afaceri. Do business. Do the dishes, a spăla vasele. Do the dishes. Do the cooking. A găti. Do the cooking. Do your best. A face tot ce stă în putere ca să iasă ceva bine. A face tot posibilul. Tot ce stă în putință. Do your best. And you'll be all right. Do your best. Fă tot ce poți tu și va fi foarte bine. Do your hair. Nu vom spune make your hair, ci do your hair. Ați aranja părul. I'm doing my hair now. Îmi aranjez părul acum, adică mi-l coafez. Acesta este sensul. De asemenea, v-am spus, puteți urmări, sunt foarte multe site-uri pe internet și puteți urmări dacă sunteți atrași sau auziți anumite colocații de care nu sunteți siguri. Sunt foarte frecvente și foarte cunoscute în limba engleză. Englezul ar folosi mai degrabă sintagme de acest gen. Do work or do the math or do the maximum or do business, decât să folosească verbul în sine, pentru că se poate folosi și simplu, adică poți să spui I'm cooking now, gătesc acum, dar poți să spui și I'm doing the cooking now și înseamnă același lucru. Mergem mai departe. De asemenea, la activitatea 6 am pregătit niște activități pe care le puteți realiza online dacă intrați pe acest link, Live Worksheets. Le puteți copia și puteți observa că sunt fișe de lucru care se referă la treburile casnice pentru a avea o activitate în plus. Observați cu daily routines, puteți să faceți, adică rutina, ce faceți în mod zilnic. Adverbele de frecvență le puteți practica și de asemenea treburile casnice. Dacă accesați acest site, Live Worksheets, veți observa, vă puteți face cont pe acest site și puteți căuta singur nenumărate fișe interactive și foarte interesante, multicolore, pe care le puteți lucra pe diferite domenii, bineînțeles. Eu vă doresc succes, eu le folosesc foarte des la clasă și copiii sunt foarte încântați.
Vă doresc și dumneavoastră multă dorință și să reușiți să realizați cât mai multe. La activitatea 7 discutăm despre o activitate de scriere, pentru că am început cu activitatea de discuție, de conversație, de ascultare sau audiție și de completare de spații libere pentru vocabular. Acum discutăm despre o activitate de scriere. Ce ne interesează? Să folosim și să știm să ne descriem activitățile zilnice. Ce putem să facem, ce știm noi să facem în fiecare zi și ce facem de obicei în fiecare zi. Pentru a descrie acest lucru, a descrie activitățile noastre, trebuie să reușim să le împărțim cronologic. Să spunem ce facem dimineața, prima dată când ne trezim, ce facem după aceea și în mod cronologic să expunem activitățile pe care le desfășurăm. Astfel că sarcina voastră este următoarea. Describe your partner's everyday routine. Descrie rutina zilnică sau ceea ce face partenerul tău sau colegul tău în fiecare zi. Folosește first, în primul rând, then, după aceea, after that, ulterior, and finally, în cele din urmă. You may use the phrases below, write no more than 50 words. Poți să folosești, bineînțeles, expresiile de mai jos, dar nu ai voie mai mult de 50 de cuvinte. Da? Să folosești, să învățăm totuși să ne încadrăm într-un număr de cuvinte care ne va ajuta foarte mult atunci când discutăm cu cineva. Interlocutorul trebuie să capteze și să rețină ceea ce este foarte important și să nu îl înnebunim cu foarte multe detalii, da? Pentru a ajunge mesajul cât mai ușor la acesta. Deci putem folosi have breakfast, care înseamnă a lua micul dejun. Have breakfast. V-am spus în cazul de față, have are sensul de a întreprinde o acțiune, de a face un lucru. Adică to eat breakfast, a lua micul dejun, a mânca micul dejun. Have breakfast. Make the beds, a strânge paturile, a le aranja. Put on clothes, a se îmbrăca. Or get dressed, poți să spui. Get ready for work, a te pregăti pentru serviciu, for school, pentru școală, for college, colegiu, high school, liceu, or university, a te pregăti pentru, get ready for. Sau, în continuare, poți să spui take the bus, I take the bus at 7 o'clock or 7:30, work for 8 hours, a lucra timp de 8 ore, come back home, a mă întoarce acasă, have a bath, a face o baie, have dinner, a lua cina, go to sleep, a merge la culcare, go to sleep or go to bed. Și, bineînțeles, puteți să mai adăugați și voi alte activități pe care le faceți și care nu se regăsesc aici, bineînțeles, că acesta este doar un exemplu. Mai jos am adăugat un exemplu ca să știți cum ar trebui să prezentați activitatea voastră zilnică în mod etapizat. First, în primul rând, Helen wakes up at 7 o'clock. Then, după aceea, she always has a shower. After that, și aici puteți să adăugați voi. First, în primul rând, Elena se trezește la ora 7, după aceea, întotdeauna ea face un duș și în cele din urmă, after that și ulterior, și puteți spune, ia micul dejun sau nu ia micul dejun, puteți să spuneți ce consumă la micul dejun și așa mai departe, da? De asemenea, puteți să prezentați și rutina zilnică a partenerului vostru sau al colegului de bancă sau al prietenului. Am ajuns la sfârșitul cursului nostru de astăzi.
Am discutat astăzi despre household activities or chores, astăzi am discutat despre treburile casnice, am discutat despre prezentul simplu, care îl folosim pentru acțiuni repetate, pentru acțiuni zilnice și pentru lucruri care sunt întotdeauna adevărate. Am învățat cum să discutăm, cum să prezentăm cuiva ceea ce facem în fiecare zi. Și cred că putem să mergem mai departe la următoarea unitate, data viitoare, și să descoperim și alte lucruri interesante ale culturii și limbii engleze. Vă doresc o zi frumoasă și cu bine, pe data viitoare! Goodbye, have a nice day!